Salutare, dragii mei prieteni! Cu voi este Plus Mișane și astăzi noi vom vorbi despre prostituția în Franța. Nu numai vom vorbi, eu chiar și vă voi arăta locurile unde tinerii moldoveni, români și nu numai, își cheltuie salariile când vin la muncă în Franța. Vă voi spune despre prețuri și calitate, asta din cât știu eu. În primul rând, hai să vă spun despre cele mai scumpe prostituate pe care eu nu o să vi le pot arăta. Ele sunt escortele, ele se află numai pe internet, sunt site-uri anumite. Intri, îți alegi vârsta, culoarea, greutatea, până la miros poți să alegi, mă telefonezi, mă întrebi prețul, unde și voilà. Prețul lor este în mediu de la 100 de euro ora. Ora asta în regiuni. În regiuni poți găsești cu 100 de euro ora. În Paris 100 de euro, normal e 100 de euro jumătate de oră. Jumătate de oră și 150 de euro oră. Dar cele mai scumpe sunt rusoaicele, din câte am văzut eu. La ele începe jumătate de oră de la 150 de euro și ora 200 de euro. Însă calitatea lor este, adică mai bine dai 200 de euro pentru o oră. Dai 200 de euro pentru o oră și profiți de o calitate înaltă decât să dai 40-30, cum o să vă arăt pe omul și unde pot găsești cu 30-40 de euro, dar sunt foarte, foarte chinuite și obosite. Din start vă spun că eu vă recomand mai bine să nu apelați la aceste servicii, pentru că nu știi peste cine dai și poți pleci acasă cu o boală, dar dacă totuși, mai bine plătești mai mult și profiți de calitate mai înaltă. Din câte știu eu, prostituția în Paris este ilegală, în afară de femeile care prestează servicii independent, adică și nu au voie să-și impună serviciile. Dacă tu te apropii și vezi că stă pe marginea drumului și oferă, te percepi, îi cunoști, oferă aceste servicii, da, și ea poate să iei bani pentru asta. Dar dacă ea insistă sau lucrează la cineva, atunci o să ai probleme. Amenda pentru tine ca client este în mediu, din cât știu eu, 1500 de euro, pentru dânsile e mai mult. Acum mergem în centrul Parisului, vreau să vă arăt, este o stradă Rue de Saint-Denis, direct în centru. Eu am aflat despre această stradă relativ nu de mult, pentru că eu nu prefer să nu apeliez la aceste servicii, la servicii prostituatelor. De ce am aflat nu de mult de ea? M-am mirat, pentru că este chiar în centru și voilà, nimeni nu le spune nimic că stau acolo. Chiar și mașina de poliție merge până la stradă, până la strada lor, se întoarce și pleacă. Deci eu cred că corupția și aici e dezvoltată. Una pe partea stângă. Asta stau și atrag clienți. Op, unul s-a oprit, vorbești. Iarăși pe partea stângă. Ne vedeți cum stau? Asta cu bluca asta, da?
Aici în capăt stau chinezoaicele. Și aici stau. Nu știu ce vă arăt. Ia câte ele. Despre asta în fustă. Ghiciți ce profesie are. Hop, una în fa- aici în față asta. Nu știu cât costă, nu am fost niciodată, dar nu scump. Aici, de regulă, sexul are loc în scara blocului. Au, ce sâni are. Bonsoir. Combien? 50 euros. Avec vous? Avec vous? 50 euros. C'est beaucoup. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Se mbag pula. Se mbag pula era o babă de 60 de ani și a vrea 50 de euro. Ești nebune. Eu m-am gândit că mie cineva spunea că ele stau aici și atrag clienții, pe urmă au altele mai bune. Și îmi părea straniu, pentru că cum să atragi clienții, cum să atrag clienții o babă bătrână. Strașnic.